Bună dimineața, suflet frumos, bună dimineața, viață, bine, ne regăsim la mesajele zilnice venite din infinit. Astăzi avem o vibrație foarte frumoasă odată cu venirea primăverii. Îți reamintesc că luna martie și luna aprilie sunt luni în care energiile cosmice lucrează pentru restructurarea ființei tale și pentru a te susține să-ți purifici sufletul și să te încarci cu energie vitală. Așa că în aceste luni fii cât mai mult în tine, da? Cât mai prezent în tine, în viața ta, fii cât mai mult în comuniune cu sufletul tău, cu spiritul tău și cu divinitatea și dedică-te ție, pentru că aceste luni sunt esențiale pentru următorul an, da? Deci sunt niște luni foarte importante pentru structurile tale energetice, care bineînțeles vor susține și structurile tale fizice și călătoria ta din acest an. Astăzi s-a relevat Arhanghelul Samuel, care îți vorbește, da, despre dragoste, despre iubire, dar și despre misiunea ta divină. Pentru că acest arhanghel al iubirii și al bucuriei susține și misiunea noastră divină, misiunea noastră spirituală aici pe pământ. Îți reamintesc că poți găsi mesajul complet pe pagina mea de Facebook, Gabriela Camelia Popescu, unde ai să vezi și acest minunat card. Am folosit cardul din oracolul arhanghelilor, iar mesajul este primit din infinit. Ce vrea să spună această carte? Această carte îți transmite că este timpul să te întorci către tine. Îți transmite că ai venit aici cu un plan divin, da? Care l-ai construit în infinit, pe care l-ai construit în infinit împreună cu ființele de lumină. Acum este timpul să-ți amintești și să te trezești, da? Din somnul tău și să începi să vibrezi. Să începi să vibrezi și să-ți împlinești misiunea spirituală. Iar Arhanghelul Samuel vine cu dragostea lui necondiționată, cu iubire, cu bucurie, să te călăuzească pentru ca tu să poți să-ți împlinești misiunea ta spirituală aici pe pământ și menirea ta. Nu numai misiunea spirituală, tot ceea ce face parte din călătoria ta, fiecare pas pe care tu îl crezi aici pe pământ, a fost deja creat în infinit sub mai multe linii de destin. Rezultatul, cam întotdeauna, este același, însă calea călătoriei tale poate fi diferită în funcție de ce alegi tu, ce cărare alegi tu, cu cine alegi să te însoțești în această călătorie, dar întotdeauna vei ajunge exact în punctul unde tu ai decis când erai acasă. Și aș vrea să vă transmit mesajul așa cum a venit el. El a curs astăzi, ne-a început sub forma unui cod de lumină, da? Exact așa cum vin și mesajele de la picturile pe care le creez, voi le cunoașteți deja. Și m-a emoționat. Suflet divin, când ai pornit la drum în această călătorie, ți s-a creat a ta menire. Cu bucurie și lumină ai primit acest dar pentru a crește și pentru a evolua aici, acum, pe pământ, unde este casa ta. Mulți ani tu ai fost orbit și sinele divin nu ți l-ai auzit, dar șoaptele lui line din inimă au venit și sufletul tău le-a auzit. El îți spunea: deschide ochii sufletului și măreția ta o vei vedea. Ascultă cu ființa ta și în muzica sferelor celeste te vei înălța. Bucură-te, sărbătorește a ta venire aici din planurile celeste. Mergi cu iubire în a ta călătorie spre a-ți împlini a ta menire. Fii o poartă de lumină către Dumnezeu și dăruiește cu iubire semenilor darul tău. Îți este hărăzit să fii iubire în a ta glorioasă călătorie. Mesajul vine cu iubire de la Arhanghelul Samuel pentru toate ființele care sunt pe această frecvență energetică, adică pentru tine, drag suflet, cea care ascultă acest mesaj. El te ajută, acest Arhanghel, și îți relevează menirea divină pe care tu ți-ai asumat-o pentru această existență și îți oferă mereu condițiile ideale pentru a o împlini. Arhanghelul Samuel te ajută să înțelegi și să ai încredere întotdeauna în tot ceea ce îți propui să realizezi, să te dăruiești sacrului și să mulțumești Universului pentru tot ceea ce experimentezi.
El este recunoscut pentru ajutorul și îndrumarea pe care le oferă în sensul descoperirii celei mai potrivite ocupații, în conformitate cu menirea ta divină și cu sensul trezirii și dinamizării potențialului tău latent. Arhanghelul Shamuel te inspiră să conștientizezi aspecte importante din viața ta, să-ți găsești menirea spirituală și să urmezi această cale. Arhanghelul Shamuel te îndreaptă acum spre menirea ta divină și te ajută să o înțelegi și îți oferă cele mai bune condiții pentru a o realiza. Te sprijină și te asistă să o împlinești. El te inspiră și te ajută să fii atent la semnele și sincronicitățile pe care le primești de la Dumnezeu și care ți indică de fapt ce anume, etapele călătoriei tale pe care tu trebuie să le parcurgi mai departe. Există o situație în viața ta care se manifestă acum și te frământă și are legătură cu împlinirea menirii tale divine pe care ți-ai asumat-o înainte de a veni în această existență. Dacă cumva ești angrenat în acțiuni care împlinesc sufletul tău și te fac să te simți încrezătoare și împlinită, atunci să știi că ești printre fericitele ființe umane care se află pe calea împlinirii divine. Ți se spune să iei aminte la împlinirea menirii divine și să nu te lași distras de la ceea ce vine spre tine. Să știi că această călătorie nu te scutește de dificultăți, însă condiția esențială pentru ca tu să mergi mai departe este starea de bucurie care te însoțește în confruntare cu aceste încercări. În esență, toate ființele umane au o unică menire, aceea de a evolua, acea menire spirituală, aceea de a releva pe Dumnezeu în ființa lor și de a se uni în cele din urmă cu Dumnezeu prin umanul din ele. Însă pentru atingerea acestui țel spiritual, fiecare ființă umană și-a asumat anumite conjuncturi de viață sau o anumită misiune, ceea ce se poate numi și misiune spirituală sau misiune personală. Dacă cumva ai o stare confuză și te simți mereu obosit datorită muncii pe care o prestezi, ori te simți plictisită, ceea ce faci este un semnal de alarmă că tu nu te afli pe calea cea bună și nu ți împlinești menirea pe care ți-ai asumat-o pentru această existență. Pe măsură ce începi să fii preocupat de menirea ta, de misiunea ta, vei constata apariția unor sincronicități în viața ta, a unor semne divine care te ghidează către descoperirea celor mai bune condiții pentru împlinirea cu succes a acestei meniri divine. Iar Arhanghelul Shamuel este alături de tine și te susține în această călătorie. Deci, iată un mesaj susținător, un mesaj care îți arată frumusețea ta divină și îți arată pașii următori. Da, este important să ne conectăm cu ființele de lumină, este important să lucrăm în mod conștient cu aceste ființe de lumină, pentru că noi avem acest liber arbitru, iar ei nu pot interveni dacă noi nu le cerem susținere. Și acum mergem mai departe. Aș vrea să te gândești la o situație de viață la care tu dorești un răspuns. Da? Și vom folosi cartea Ce ar face iubirea în locul meu acum, scrisă de doamna Ana Aurora Șung. Iubirea sărbătorește un cuplu. Ți-am scos în cale ca să cunoști că există perechi divine care se susțin și se îmbină perfect, chiar dacă lor nu întotdeauna li se pare așa. Datorită lor, cerul mulțumește oamenilor pentru că ei au adus echilibru într-un război vechi și obositor, dar fără rezultate. Privește și binecuvântează-i, mulțumește-le că există. Pentru că în desăvârșirea lor, de care sunt mereu conștienți, prin respectul lor unul pentru celălalt și prin dorința lor sinceră de a descoperi libertatea din ei, țin lumea în echilibru. Pentru că ei sunt iubirea manifestată în bărbat pentru femeie și în femeie pentru bărbat. Cu respect, cu răbdare, cu îngăduință, cu pace, ei sunt adevărul. Wow! Wow, ce mesaj profund și ce mesaj frumos! Mie mi s-a răspuns exact la ceea ce m-am întrebat, sper că și vouă. Și mergem mai departe la mesajele cristice dintr-o carte vindecătoare, o carte care a fost primită sub formă de channeling de doamna Ana Aurora Șuncă. Pentru mine, această femeie este un înger care are o vibrație foarte înaltă și este un canal pur și curat. De aceea aleg în fiecare zi să vă împărtășesc mesaje din cărțile ei, pentru că mie mi-aduc foarte multă bucurie. Și haideți să vedem mesajul cristic de astăzi, secretul.
Secretul este că nu ai fost lăsat singur niciodată. Secretul este că îți poți reaminti ușor cine ești și de unde vii. Secretul este că eu sunt cu tine mereu, sunt chiar în interiorul tău și adevărat. Indiferent de ce îți va spune lumea, secretul este că tu te poți întoarce în grădină chiar acum și poarta sunt eu. Și singura condiție este să ierți tot. Da, iertarea, acceptarea, iubirea necondiționată te duce de fapt într-o stare de neutralitate și apoi ajungi la adevărul și înțelepciunea ființei tale și îți dai seama că nu este nimic de iertat de fapt. Este doar de accepta că în fiecare situație de viață există un plan divin pentru ca tu să-ți împlinești menirea. Drag suflet, îți mulțumesc pentru că faci parte din comunitatea mea, îți mulțumesc pentru că suntem și îți amintesc de citirile energetice personalizate. De câteva zile am creat o nouă citire sub formă de călăuzire divină, și anume Crucea Cosmică, care este formată din 11 etape, te conectează atât cu Universul, te conectează atât cu planul material, dar cel mai mult te duce în profundul tău, amintindu-ți cine ești tu. Dacă îți dorești o astfel de citire, vei găsi în detaliile acestui video toată descrierea pentru cum poți să accesezi o astfel de citire. Îți doresc să zâmbești, să celebrezi și îți doresc o primăvară minunată, cu bucurie și cu renaștere în și prin divin, prin inima ta.